În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Din Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 4, versetul 17. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Director, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioșii Preacucernici Părinți, Domnule Primar și iubiți frați și surori. În această duminică minunată de după bobotează, când Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria să fim împreună la Sfânta Liturghie, cuvântul meu de învățătură îl intitulez simplu, așa cum ne-l sugerează Evanghelia de astăzi. Cuvânt despre pocăință. Pentru că pocăința e o lucrare mare. Domnul Iisus Hristos, după ce s-a botezat în Iordan de la Ioan, a plecat în înălțimea din apropiere, în Carantania, și a postit acolo 40 de zile și 40 de nopți. A fost ispitit de Satana, Mântuitorul l-a înfrânt, iar apoi, auzind că Ioan Botezătorul a fost închis, a plecat din Iudeea în Galileea. Dar nu s-a mai așezat în Nazaretul în care crescuse, ci s-a așezat lângă mare, în cetatea Capernaum, cetate de pe malul Mării Galilei. Cetatea aceasta, așa cum ne spune Scriptura și cum ne spun istoricii, era o cetate cu populație amestecată. Nu erau evrei puri și mozaici, o populație amestecată, pestriță și din punct de vedere etnic și din punct de vedere religios. Ei, poporului acestuia, atât de învăluit, de prăbușit și de căzut din toate punctele de vedere, a început Iisus a le propovădui și a le spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Nu înțeleg foarte bine oamenii lucrarea pocăinței. Și tocmai de aceea aș vrea astăzi să limpezesc acest subiect. Pocăința e o lucrare mare și cel ce reușește să o facă, cu siguranță ajunge în împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Damaschinul, care era preocupat și el de pocăință, îi dă o definiție foarte, foarte limpede. Zice Sfântul Ioan Damaschinul că pocăința este întoarcere cu lacrimi și cu părere de rău, de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta e pocăința. Și nici de cum schimbarea confesiunii, schimbarea felului de a fi. Grecii, în limba lor, o și numesc metanoia, ceea ce înseamnă chiar schimbarea modului de a gândi, de a vorbi, de a acționa. Omul care e pocăit își schimbă felul lui de a fi și nu schimbă confesiunea. Acum, această lucrare duhovnicească, complexă, numită pocăință, are și ea mai multe etape. Și ca să înțelegem foarte bine exemplu strălucit de pocăință din Sfânta Scriptură, ne-l dă Domnul Iisus Hristos. El ne și îndeamnă: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Dar ne dă și exemplu cel mai potrivit de pocăință în Evanghelia după Luca, în capitolul 15. E vorba de un om care avea doi fii și cel mai tânăr, intempestiv fiind și dornic de viață, exuberantă, i-a cerut partea de avere tatălui său, s-a dus într-o țară îndepărtată și a cheltuit-o cu desfrânatele și când n-a mai avut ce să mănânce, s-a tocmit porcar la unul dintre stăpânii locului aceluia și și-a adus aminte cât de bine îi era în casa tatălui său. I-a părut rău, s-a hotărât să se întoarcă și să meargă să-i zică tatălui său: tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și așa a făcut. I-a părut rău, s-a hotărât să se îndrepte, s-a dus la tatăl său și a mărturisit păcatele cu gura și a zis: tată, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și tatălui l-a primit cu bucurie și ne spune Sfânta Scriptură că a zis tatăl către slugile sale: aduceți de grabă haina lui cea dintâi și îl îmbrăcați și dați-l el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vitelul cel îngrășat, cel rungheat și mâncând să ne veselim, că acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească. Pentru că tânărul acela și-a îndreptat viața, și-a schimbat modul de a fi. Și-a adus aminte cât de bine îi era în casa tatălui său. Sfântul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 1 ne spune și el că această lucrare sfântă, pocăința, este calea de a ne reabilita în fața lui Dumnezeu. Și iată ce zice Sfântul Ioan. În prima epistolă, în primul capitol, în versetele 8 și 9, dacă zicem că păcat n-avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Pocăința adevărată presupune mărturisirea păcatelor, așa zice Sfântul Ioan. Fiul cel pierdut și-a adus aminte de tatălui. I-a părut rău, s-a hotărât să se îndrepte și și-a spovedit păcatele cu gura lui. Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Așa și creștinul, când realizează câte prăbușiri a avut, cât de păcătos este, se hotărăște să se îndrepte, să schimbe felul de a gândi, de a vorbi și de a trăi. Îi pare rău de păcatele lui și se îndreaptă de la diavolul la Dumnezeu și de la păcat la virtute. Și presupune această întoarcere o bună spovedanie. Și din nou este reabilitat și Tatăl cel Ceresc după ce omul se hotărăște să se îndrepte, își spovedește păcatele, taie vițelul cel îngrășat. Este vorba de Sfânta Cuminecătură, pentru că la orice liturghie prescura se preface în trupul Domnului Hristos și vinul în sângele Lui și Dumnezeu ne pregătește o spăsmare aici în biserică și zice: veniți să ne veselim, că acest fiu al meu, noi, oricare dintre noi, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Nu numai în Scriptură, ci și în Sfânta Tradiție găsim nenumărate exemple de oameni care și-au schimbat viața lor
și au devenit apoi cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. În sufletul lor a avut ecou cuvântul Mântuitorului: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Vă dau doar două exemple. În viacul IV a trăit la Alexandria o fată foarte frumoasă, care din păcate a căzut în grele preocupări. A ajuns o desfrânată notorie și la un moment dat, văzând că e pregătită în Alexandria o corabie cu pelerini care mergeau la Ierusalim de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, s-a dus și ea la corabie. N-avea bani, însă călătoria și-a plătit-o cu păcatele ei. Și când a sosit la Ierusalim, toți ceilalți au intrat în biserică, ea n-a putut intra. O putere a ținut-o afară. Și atunci a dat seama că nu-i bine cu ea. A plâns și a văzut icoana Maicii Domnului în tinda bisericii și a zis: Maica Domnului, roagă-te pentru mine. Dacă îmi dă Domnul Hristos voie și mine să intru în biserică, alta va fi viața mea. Și a dat voie. A intrat, a sărutat Sfânta Cruce și apoi a plecat de acolo pe jos la Iordan. A trecut Iordanul și a petrecut pentru cei 17 ani de păcate, a petrecut în pustia Iordanului 47 de ani. Și când după 47 de ani a găsit-o Sfântul Zosima, observând-o cum se roagă, a constatat că s-a ridicat de la pământ. A devenit sfântă. Sfânta Maria Egipteanca. Iată ce lucrare minunată a făcut pocăința cu ea. Și mai sunt și alte exemple. Le găsiți și frățiile voastre în cărțile noastre sfinte. Sfântul Ioan Scăraru, călugăr la muntele Sinai, în mănăstirea Sfânta Ecaterină. Pe când era stare acolo, la un moment dat, a fost abordat de către un tâlhar notoriu care făcea mult prăpăd în zonă. S-a săturat de tecălășeniile lui și a vrut să se călugărească. Și a venit și a spus: părinte, vreau să mă călugăresc. Sunt de acord cu o singură condiție. În mod obișnuit, oamenii se spovedesc încet. Tu să te spovedești cu voce tare aici, în mijlocul bisericii, și să spui toate ticăloșiile pe care le-ai făcut. Atât de mult a vrut să-și îndrepte viața, încât a fost de acord. Și citim în cartea Scara Raiului că în moment ce se spovedea, un bătrân călugăr l-a văzut pe înger cu o coală mare în mână și cu un creion. Și cum spunea câte un păcat, îl radia de pe coală până a rămas coala albă. Și tâlharul și-a schimbat viața și a devenit un foarte bun călugăr. S-a pocăit și pocăindu-se a intrat în împărăția cerurilor. În vorbirea noastră obișnuită, în mod general sunt numiți pocăiți neoprotestanții. Nu-i adevărat? Pocăit este omul ortodox care se lasă de păcate și face voia lui Dumnezeu. Acesta este omul pocăit cu adevărat. Și Domnul Iisus Hristos, în această duminică, de după bobotează, a părăsit Iordanul, s-a urcat în muntele Carantania, a postit 40 de zile și 40 de nopți și apoi a plecat în nordul Țării Sfinte, în Galileea, și s-a așezat în Capernaum. Și pe oamenii cei mai căzuți, cei mai prăpădiți, cei mai învălmășiți din toate punctele de vedere, a început să învețe: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, arătându-ne nouă că porțile cerului sunt deschise pentru noi, pentru toți, dacă facem schimbarea vieții. Amin.